Bună ziua! Să știți că aveți, așa, aveți microfonul închis. Avem microfonul închis, mulțumesc. Ce faceți? Cum sunteți? Ați participat cu toții, sper, la cursul de miercuri. Am văzut că ați răspuns cei mai mulți la sondajul pe care l-ați derulat pe grup și văd că decizia este aceea să dăm testul în viitoare. Așa rămâne atunci, nu? Ați mai vorbit, poate că și între voi, între timp. Rămâne să dăm testul atunci, săptămâna viitoare, din structură și bonitate. Strict din întrebările grile, asta înseamnă că vă dau un bilanț financiar, vă dau câte 15 întrebări grile pe platformă, răspundeți la ele și în baza aceasta veți avea nota de la seminar. Săptămâna trecută am vorbit despre valoarea adăugată, cu 2 săptămâni în urmă am vorbit despre cifra de afaceri și astăzi avem ultima aplicație în domeniul indicatorilor de rezultate. Vorbim despre analiza profitului aferent cifrei de afaceri. În acest sens, vă rog frumos să aveți deschisă aplicația de analiză economică pe care am folosit-o și de zile trecute. O proiectez și eu imediat pe a mea. Mă gândesc că de acum toată lumea are nivelul de securitate pus în Excel cum trebuie și puteți să o folosiți. Merg pe Cing. Revin, am vorbit de cifra de afaceri și de valoare adăugată. Vorbim astăzi despre profit. E un profit aferent cifrei de afaceri. La cursul de miercuri, din câte știu, ați vorbit sau ați mers până la analiza capacității de autofinanțare. Este corect? Da. Ok. Bun. Ca introducere, vă rog frumos să vă gândiți la contul de profit și pierdere, în prima parte în care aveți prezentate veniturile și cheltuielile de exploatare și ca diferență între ele, bineînțeles, pe un an de zile, calculăm rezultatul exploatării. Dar, în același timp, gândiți-vă, vă rog frumos, la discuțiile pe care le-am avut cu privire la importanța cifrei de afaceri în venituri totale. Vă spuneam că statistic vorbind, cifra de afaceri ajunge să reprezinte 95 către 100% din veniturile totale, adică de exploatare și financiare. Deci cu atât mai mult, cifra de afaceri duce către aproape 100% din veniturile de exploatare. Și asta înseamnă ce? Că dacă rezultatul exploatării pe un an de zile se calculează ca diferență între veniturile de exploatare și cheltuielile de exploatare, putem spune că acest rezultat al exploatării este aproximativ egal cu cifra de afaceri minus cheltuielile de exploatare. Sigur, cifra de afaceri înseamnă din punct de vedere contabil producție vândută plus venituri din vânzări de mărfuri plus subvenții aferente cifrei de afaceri minus eventuale reduceri. Și pe lângă ea, în exploatare, am mai putea să avem, deci ca alte venituri de exploatare în afară de cifra de afaceri, am mai putea să avem producția de imobilizări necorporale și corporale, dar foarte rar vom avea astfel de venituri. Putem să avem venituri din variația stocurilor, adică valoarea producției în curs de execuție, dar chiar cel mai frecvent nu există așa ceva. Sau alte venituri din exploatare, cum ar fi, eu știu, din despăgubiri, cedarea de active. De aici destul de rare și mici ca valoare. De asta spun că cifra de afaceri de obicei este poate 98-99 către 100% din total venituri de exploatare. Analizăm astăzi profitul de exploatare format pe seama cifre de afaceri. Deci, cifra de afaceri minus cheltuieli de exploatare, grosso modo. Ne uităm puțin peste date. Deocamdată vă rog să vă uitați în aplicație pe ce am afișat eu și vă rog să-mi spuneți dacă se vede destul de bine. Nu știu fiecare pe ce se uită. Oare se văd cifrele în acest mod? Se văd, da. Se văd. Bun, aș vrea să le ajustez puțin să iasă cea mai rotund și cât de cât mai realist. Deci mi-aș imagina, nu știu, o firmă, o micro-întreprindere, pentru că, din nou, ne pregătim pentru a analiza întreprinderi, iar dintre întreprinderi, v-am arătat, 92% sunt cu până la 9 angajați. Deci, mai degrabă, m-aș focaliza pe întreprinderi de dimensiuni de
din zona aceasta. 5-6 angajați, dar la o, adică și dacă sunt întreprinderi mici cu 10, 20, 30 de angajați, în această zonă se regăsesc mare majoritate, da? Micro-întreprinderi mici. Deci, dacă analizăm o firmă, probabil va fi una din această categorie. Și pentru o firmă cu câțiva angajați, 5, 6, 7, mi-aș imagina, ce știu eu, un profit stabilit ca obiectiv la cât ar putea să fie pe an. 200-300.000 de lei. 200-300.000 de lei. Hai să încercăm să facem o planificare ce ne-ar duce la un profit de vreo 200.000 de lei. Vedeți, vă rog frumos, în acest tabel aveți informații privind valorile planificate, ca și până acum, informații privind valorile realizate. Planificate. Aveți trei sortimente. Planificăm să producem și să vindem trei sortimente, A, B și C. Aveți cantitățile planificate a fi produse și vândute, prețuri de vânzare și costuri medii unitare. Revin asupra noțiunii de cost, mi-a ducat, îl las așa, cost medii unitar, o să revin să fac niște corecții. Valorile efectiv realizate, analizăm ca și în săptămâna trecută dinamica indicatorului. Aș vrea să le configurăm așa încât să ajungem la un profit, nu așa fictiv, de 1000 de lei. Un profit de 100-150-200.000 de lei pe an, presupun că ar putea fi o țintă pentru o firmă cu 2, 3, 4, 5, 6 angajați. Deci, hai să zicem că am planificat să vindem 1000 de lucrări din sortimentul A, 900, B, 800, C. Deja acum ajungem la 11 în profit. Hai să schimbăm ordinul de mărime și la prețuri, să spunem 100. 120 cu 140 la costurile unitare. Deci cu 80 cu 90. Vom ajunge la un profit planificat de 116.000. Fie ar fi ceva, să zicem, din zona realului. Acesta rămâne atunci planul. Și să spunem că până la final de an din sortimentul A n-am vândut 1000, am vândut 950. Sortimentul B ne-am realizat planul, am vândut 900. Sortimentul C am vândut chiar 120, un pic mai mult. Prețul de vânzare AUL l-am vândut în loc de 60, cât am planificat, la profit 55 în medie. Am reușit era de 100 la, să spunem, 95. B-ul am planificat să-l vedem la 120, l-am vândut la 115. C-ul am vândut la 140, cât am planificat. Costurile de producție unitare. Sortimentul A planificăm să-l producem cu costuri de 60, hai să spunem că au ajuns la 62. B, 79, un pic mai puțin decât am planificat. Iar C, în loc de 90, profit 95. În aceste condiții ajungem la un profit de 100.650 față de 116. Ok. Ar părea destul de solid. Acestea rămân, vă rog frumos, datele aplicației. Nu, o clipă să mă uit să văd mai departe din calcule să iasă cât de cât rotund. Ia să elemente de structură. La B aș vrea să avem o diferență mai mare. O să revin asupra cantității, să avem diferențe mai mari între procente, că rotunjindu-le cu o zecimală de la 0,3 la 0,7 nu e nu știu ce. Hai să vedem la cantități, să zicem că din A am produce
1800 și am vin. Bun, cred că așa ar fi ok. Același lucru voi face la examen. În aplicație voi simula câteva date și vă creez cerințele în acest mod. Și ele sunt similare cu cele de la cifra de afaceri și de la analiza valorii adăugate. Cerința numărul 1, să calculăm profitul aferent cifrei de afaceri. Planificat, realizat. Cerința numărul 2, să stabilim abaterea, delta. 3, să identificăm factorii de influență, în esență să stabilim un model de descompunere, pentru că, de fapt, ținta finală în materie de înțelegere este punctul 7. Încercăm să identificăm cauzele care, de fapt, au stat la baza variației profitului sau nerealizării profitului, dar le structurăm în acest mod în spatele celor, vom avea 4 factori în cadrul acestui model. Deci folosim acei factori ca și soluție de descompunere. Dar oricum ajungem la aceeași plajă de aceleași cauze, doar că le vom identifica cumva structurat. La punctul 4 încercăm să izolăm influența fiecărui factor, la 5 explicăm ce am calculat la 4, la 6 explicăm relația matematică dintre factor și profit ca indicator analizat. La 7 identificăm cauzele ce stau în spatele modificării fiecărui factor și la 8 oferim măsuri de corecție pentru viitor. E efectiv același algoritm pe care l-am folosit și la cifra de afaceri și la valoarea adăugată. Dacă sunt întrebări înainte să începem. Sugestia mea ar fi să aveți în față, să aveți descărcată, bineînțeles, aplicația, să introduceți în ea datele pe care le-am introdus și eu ca să aveți rezolvarea făcută, să aveți cursurile în față, aveți acces la teorie și din aplicație, dacă apăsați pe butonul cursuri. Cu toate că nu le-am actualizat, nu e chiar ceea ce aveți la noastră, dar cu siguranță formule și informații de bază veți găsi. Și aș mai face o mențiune înainte să începem. Legat de acel cost unitar, voiam să fac o corecție. Fără îndoială, profitul, sau mai bine spus, rezultatul, este diferența dintre venituri și cheltuieli, nu dintre venituri și costuri. Și voi ați făcut contabilitate managerială sau a costurilor și ați făcut calculație de cost și ați văzut că, pe de o parte, cheltuielile sunt, prin definiție, expresii ale unor consumuri de resurse, expresii valorice. Costurile și ele sunt expresii ale unor consumuri de resurse valorice. Consumurile, vreau să spun, expresii în bani, dar cu o specificație. Costurile sunt expresii valorice ale unor consumuri de resurse, dar care consumuri? Acelea care au avut un scop productiv, acelea care au avut o finalitate. Vorbim de valori care prin consum au fost transferate într-o valoare de ieșire. În acest mod s-ar putea să avem consumuri care nu contribuie la crearea de valoare. Nu se transpun în valoarea absorbită de un produs sau un serviciu sau o lucrare. Aceste consumuri sunt exprimate prin cheltuieli, dar nu vor fi alocate sau repartizate pe purtător de cost, deci nu se vor transpune în costuri. Prin urmare, costurile ca valoare se includ în cheltuieli și în cel mai bun caz sunt egale cu cheltuielile. Revin, profitul sau, mă rog, rezultatul este diferența între venituri și cheltuieli, nu între venituri și costuri. De aceea, dacă vreau să ajung la profit, ar trebui să fac diferența la nivel de produs între preț și cheltuiala medie unitară, nu costul unitar.
pentru că acel cost ar putea să nu fie complet în sensul de a include toate consumurile care altfel ar fi incluse în acea cheltuială medie unitară. Acestea fiind spuse, pentru simplificare îi spun cost, până la urmă în întreprindere costul poate fi calculat în diverse moduri și dacă vreau să calculez acest cost făcând raportul între total cheltuieli de exploatare și volumul producției, pentru mine nu mă oprește nimeni să am un cost calculat în acest mod. Deci îi spun cost, dar mă refer la un cost calculat astfel, care de fapt e egal cu o cheltuială medie unitară. Și atunci diferența între preț și acest tip de cost este într-adevăr o marjă unitară de profit. Cum calculăm profitul pornind de la aceste considerente? Îmi poate spune cineva? Vă rog, care este formula de calcul? Hai să vedem. Adalia Marco, iau de pe listă de prezență. Îmi pot spune? Pot să spun eu? Oricine, sigur. Hai să văd. Cantitatea vândută ori preț minus cost. Ok. Iar în condițiile în care avem mai multe sortimente, atunci cum se schimbă? Suma cantităților vândute ori preț minus cost. Sigur. Aveți formula pentru, mă rog, am spus pe profit, sigur realizăm că poate fi profit sau pierdere, să zicem profit. Sumă din Q0 ori P0 minus C0 ar fi profitul planificat, s-a programat. În cazul nostru am programat 116.000. E ținta, obiectivul, să spunem, la început de an 2019. La final de an, profitul efectiv realizat, sumă din Q1 ori P1 minus C1, 98.400. Dacă am avea un singur sortiment de produs, să zicem doar sortimentul A, profesor, vă rog. Îmi cer scuze că vă întrerupt. Mie mi-apare eroare la P1. Oare am greșit ceva în tabel sau? În aplicația proprie? Da, da. Cel mai probabil a introdus datele aici greșit. Poate e ceva ce n-a introdus ca și număr și o vede ca text. Uite încă o dată că probabil valorile așa cum le-a introdus sau te-ai băgat ceva, un caracter de tip altceva decât număr. Bine, mai verific. Mulțumesc. Proiectează, stai, uite, o închid eu și proiectează, te rog frumos, aplicația ta pe monitor. Poți? Sunt pe telefon. Am înțeles. Deci, mai mult ca sigur că asta este, nu are ce să fie altceva. Primul mod în care poți vedea asta este eventual dacă numerele pe care le-ai introdus sunt afișate nu la dreapta, ci sunt poate aliniate altfel. Poate ai băgat un spațiu înainte de număr și atunci îl vede. Da, 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 da. Am greșit, am scris 1100 în loc de 95 la P1. Bun. Asta n-ar fi dat eroare, doar că ar ieși, bănuiesc, un alt rezultat. Dar undeva, probabil, dacă îți dă eroare, probabil că unul dintre numerele ai scris cu un spațiu înainte sau după și atunci calculatorul îl vede ca pe text, nu îl vede ca pe număr și nu poate face calculul. Probabil. Revin la formule de calcul. Dacă aș avea un singur sortiment, pentru acel sortiment am vorbit despre marja unitară de profit. Adică pe bucată diferența între preț și cheltuiala medie unitară. Vă rog frumos să nu uitați că subiectul nu este unul atât de simplu pe cât pare la prima vedere. Oamenii destul de ușor vorbesc despre profitul unitar. Vinde ciocolata cu 5 lei, o cumpără cu 3 lei și rămâne cu 2 lei pe ciocolată. Numai că de acolo e încă ceva de mers până la ajunge, pentru a ajunge la profit. Și voi ar trebui să știți asta mai bine decât oricine, cred că, sau oricum foarte bine.
Făcând calculație de cost, dar și dacă nu vorbim, nici nu intru în calculație de cost, că oricum vorbim de cheltuieli medii unitare, de fapt așa cum spuneam. Ce ar însemna dacă aș avea un singur sortiment, sortimentul A? Am planificat să produc și să vând 1000 de bucăți pe parcursul anului. Fie ele 1000 de mese, dacă produc mese. Și pentru producerea acestor bucăți, poate ar fi ok să vă dau și un exemplu. Putem face o paranteză, vă dau un exemplu de planificare financiară. Aveți răbdare un minut? Dați-mi voi să opresc asta și caut o planificare, fie de la un antreprenor, fie poate din ceva ce am simulat cu masteranzii. Numai o clipă. Imediat vă caut o planificare care poate să fie relevantă. Ar trebui să aveți afișat acum un alt fișier Excel. Îl vedeți? Da. Am aici o planificare făcută joia trecută cu masteranzii de la unul dintre programele masterale de la FEA. Am și de astfel de planificări făcute, fie cu masteranzi, fie cu antreprenori reali, fie făcut de mine în practică. Deci nu e problemă, pot da oricâte exemple, dar am ales unul rapid. E pe o întreprindere care debutantă, deci oricum va fi în plan de mărimi comparabile cu ceea ce aveam noi în vedere, care ar presta servicii de, eu știu, întreținere corporală, epilare, remodelare, ia ce vedeți aici. Fiind ideea de a face a uneia dintre masterande, nu asta are de multă importanță. Trec peste venituri, paleta de servicii aceasta ar fi cea pe care o vedeți aici, măresc un picuț. Da, cheltuielile mă interesează. Aveți aici și iarăși măresc. Aveți aici un centralizator cu cheltuielile. Reușiți să vedeți cât de cât? Salarii brute, contribuția asigurătorie pentru muncă, amortizare, chirie. Deci gândiți-vă că sunt previziuni făcute pe 5 ani de zile. Ar putea să fie anii 2021, 2022 până în 2026. Similar cu planificarea pe care noi am făcut-o sintetic mai devreme în aplicația noastră. O firmă care vrea să preze servicii și stabilește niște obiective în materie de număr de clienți, în materie de venituri și mai departe își calculează cheltuielile pe care urma să le înregistreze pentru a susține activitatea necesară pentru a atinge acele ținte în materie de venituri și de profit. Și aici aveți un tabel centralizator cu cheltuielile și mai jos vreau să vă arăt fiecare dintre aceste cheltuieli. Am estimat-o în baza unui tabel. Destul de sintetic, însă în tabel am pus factorii determinanți. Prima a fost în tabel cheltuiala cu salariile brute. Da? Pe un an de zile, care sunt factorii determinanți? Încerc să pun pe hârtie oare cât vor fi cheltuielile cu salariile brute în anul 2021, la nivelul întregului an 2021. Sau să spunem, aș vrea să planific și să proiectez, cum se spune, contul de profit și pierdere pentru anul 2021. Iau în față un cont de profit și pierdere gol. Dacă ar fi să trec o valoare la cheltuielile cu salariile brute, cum aș putea să o estimez? Sau valoarea, dacă m-aș putea deplasa în timp, în 2022, ca să văd contul de profit și pierdere pe 2021. Valoarea cheltuielor cu salariile brute, indiferent cât va fi ea, cum se va forma, de cine va fi determinată, care vor fi fost factorii ei determinanți.
Și asta am făcut aici. Am creat câte un tabel pentru fiecare cheltuială în care am pus factorii determinanți, după ce ne-am deplasat în timp și am văzut. Evident că depinde în acest caz cum vrem să remunerăm personalul, cel mai frecvent este remunerat în regie. Adică ai un număr de angajați cu salariu fix pe lună, ori numărul de luni. În mai puține cazuri plătește angajații doar ca procent din vânzări și în unele cazuri se princa un salariu fix la care se adaugă o marjă. Dar cel mai frecvent, în cea mai mare parte a lor, cheltuielile cu salariile brute sunt fixe, formându-se în acest mod. Vedeți în tabel factorii determinați. Numărul de angajați, salariul brut individual, numărul de luni în cursul anului în care plănuim să-i remunerăm. Sunt poate cazuri în care nu îi remunerăm pe 12 luni. Total salarii, ca plus între ele. Deci, automat am factorii determinanți. Contribuția asigurătorie pentru muncă. Fondul de salarii brute, ori 2,25, cât este cota K. Cheltuielile cu amortizare. Avem valorile brute ale imobilizărilor necorporale și corporale pe care avem nevoie să le cumpărăm. Aici e vorba de planificarea unei investiții. Duratele de serviciu normale. Amortizare liniară, automat ajungem la cheltuieli cu amortizarea pe fiecare dintre ele și pe total. Chirie, da? Am o suprafață de 100 metri pătrați, tarifi pe metru pătrat pe lună de 90 de lei, ori 12 luni, egal cheltuielile cu chiria. Servicii de contabilitate. N-am un contabil propriu, ci externalizez. Se întâmplă pentru marea majoritate a firmelor de dimensiuni de acest de astfel dimensiuni. 300, 400, 500 de lei pe lună, poate 600-700 pentru activități mai complexe, ori 12 luni pe an, 6.000 de lei. Deci factori determinanți ai valorii cheltuielii, 6.000 pe an, sunt numărul de luni și tariful pe lună. Servicii de telecomunicații, telefonie și internet, un tarif estimat pe lună, ori 12 luni. Protecția muncii, securitatea muncii, protecție împotriva incendiilor, 5 de lei pe lună, ori 12 luni. Servicii de colectare a deșeurilor, am contract cu Retim, plătesc 100 lei pe lună. Apă rece, am contract cu Aquatim, cât apă consum. În medie, un angajat trage apa toaletă de 3 ori și se mai spală pe mâini după. Consumă 30 de lei în medie pe zi, 30 de litri pe zi, ori 3 angajați, rezultă cât o fi rezultând pe zi, ori 312 zile lucrate pe lună, pe an, estimate. Rezultă un consum pe an, ori lei pe metru cub, tarif, la Aquatim, rezultă total cheltuieli cu apă rece, o nimic altă raportat la celelalte cheltuieli. Mă mai urmăriți? Sunteți cu mine? Da. Ce vreau să fac este să trec foarte repede printr-o planificare destul de simplificată de altfel, dar ce vreau să observați sunt factorii determinanți ai cheltuielilor. Servicii de canalizare. Aquatim îți aplică un procent, s-o cotește capa pe care ai consumat-o de la ei se întoarce în marea majoritate în canalizare, că consumă pe casă, trage apă la toaletă, se spele mâini, se spele vasele dacă ar fi casă și cea mai mare parte se duce înapoi în canalizare, plus se adaugă apa pluvială de la ploi, de pe acoperișul tău sau cota aparte și tot ți-o pune în factură. De asta se aplică un 95% la apa pe care ai consumat-o pentru a ajunge la volumul de apă deversat în canalizare, o estimare, neavând contor la canalizare. Cheltuieli cu încălzire, am socotit ea ca 7 luni de încălzire, ori 500 lei pe lună, poate sunt 5, poate sunt 6. Materiale consumabile, avem volumul de servicii, ori un consum mediu pe prestare, pe ședință, rezultă cheltuielile totale cu materiale consumabile. Energie electrică, un consum mediu estimat pe lună de 500 lei. Deci am trecut foarte repede prin această listă cu cheltuieli, să spunem că ar fi cele mai importante, că tot timpul vor apărea și alte cheltuieli. Și sper că ați observat, dacă m-ați urmărit un picuț, care sunt factorii determinanți. Evident, punând acum veniturile și cheltuielile, am aici veniturile, am aici cheltuielile planificate și aici am un buget planificat. Putea să fie la fel de bine un cont de profit și pierdere planificat. N-am făcut asta ca să-i scutesc pe masteranți de efortul de a înregistra în contul de profit și pierdere conform reglementărilor contabile. Dar
nu era mare diferență. Ideea este că am aici toate veniturile de exploatare estimate, toate cheltuielile și ca diferență între ele avem rezultatul exploatării, da? Care nu e, nu știu cât de diferit, e cam la aceeași ordine de mărime ca și ceea ce avem noi în aplicația noastră, ea ca 100 și ceva de mii în primii ani. Deci, cum se formează acest rezultat? Iată ca diferență între venituri planificate și cheltuieli planificate. Și veniturile și cheltuielile sunt marcate de o listă destul de lungă de factori pe care firma nu-i poate controla pe deplin. Ce factori? Revin la aceste fișiere pe care mai devreme vi le-am arătat, aceste foi. V-am arătat că fiecare cheltuială este estimată într-un tabel distinct și în fiecare tabel am pus factorii determinanți. Și în fiecare tabel am marcat cu verde valorile factorilor introduse de la tastatură. Spre exemplu, e o ipoteză că vom plăti oamenii cu 4.000 de lei pe lună salariu brut. Această ipoteză puteam să o bazez pe diverse lucruri. Poate că am bazat-o pe faptul că deja în faza asta am contractele de muncă semnate cu oamenii. Caz în care, să spunem, ipoteza ar fi destul de bine fundamentată. Poate că am bazat-o pe un studiu de piață, am văzut eu că pe piața locală a serviciilor de întreținere corporală, cam acestea sunt salariile brute și presupun automat și eu că voi putea să îmi atrag cei trei oameni, să-i atrag, să-i angajez, pentru salarii de 4.000 de lei brut pe lună. E și ăsta un mod de a fundamenta, eu zic că decent. Dar poate am pus sumele ca așa am visat eu aseară. Și asta este o estimare și asta este un mod de a fundamenta, numai că riscurile să nu se întâmple așa sunt mai mari. Că eu puteam să pun acolo fel de bine, ce știu eu, 2350. Dar șansele sunt foarte mari să nu găsesc oameni care să vină pe brut de 2350 să lucreze pentru mine. Și să fiu presat să cresc salariul. Ceea ce automat va duce la o creștere a cheltuielilor de exploatare pe de-a întregul și la o scădere a profitului de exploatare. Vedeți de unde vin riscurile. Deci fiecare venit, fiecare cheltuială, așa cum le-am planificat, din păcate au la bază și factori determinanți pe care eu nu-i controlez pe deplin. Eu nu controlez pe deplin acel salariu brut individual lunar. Dacă angajații, dacă se schimbă condițiile pe piața forței de muncă, sau din start eu le-am înțeles greșit, hai să spunem că n-am făcut-o, dar se schimbă și în 5 ani de zile sigur se vor schimba. Voi fi practic forțat să plătesc mai mult. Deci, automat, ipoteza aceasta include niște elemente de risc. Riscuri care, în viitor, se putea materializa și nu vei putea face ceva prin care să le elimini pe deplin. Înțelegeți? CAMOL, da? Cota contribuției asigurătorii pentru muncă. Acum e 2,25% și am plecat de la ipoteza că se va menține. Pe de altă parte, suntem conștienți că în ultimii mulți ani, nici nu mă amintesc, când să nu fi fost așa, în fiecare an cota s-a modificat, n-a rămas aceeași, cotele. Deci să credem că se va menține la nivelul de 2,25 pe o perioadă de 5 ani de zile e foarte puțin probabil. Dar pe de altă parte n-am nicio altă bază să cred că va fi 3 sau 4 sau 1%. O estimez la 2,25, dar înțeleg că estimarea mea are asociat un anumit risc de variație. La cheltuielile comorbidale se spune că e sub controlul nostru. Stabilim durata de amortizare și mai departe mergem pe graficul de amortizare. Ceea ce vreau să vă spun însă este că întreaga planificare făcută în acest mod are, dacă vă uitați că rulez așa repede în jos, tot felul de celule marcate cu verde. Fiecare valoare introdusă și marcată cu verde reprezintă practic ipoteze. Ipoteze pe care nu le controlez pe deplin. Eu da, mă bazez că voi putea să beneficiez de serviciile firmei de contabilitate pentru 500 lei pe lună, pe întreaga perioadă de planificare. Dar nu e pe deplin sub controlul meu. Piața se poate schimba și poate voi fi obligat să vă 600 la un moment dat. E, ideea este că, revenind, acest rezultat de exploatare, că de el vorbim noi astăzi, are la bază venituri și cheltuieli planificate de către noi. Veniturile și cheltuielile, fiecare dintre ele, au la bază factori pe care nu-i putem controla pe deplin. Ce am putut face a fost să le estimăm valorile. Vom încerca
să influențăm atât cât putem valorile factorul pentru a le menține în plan, dar înțelegem că, neavând un control de plin, vor fi și modificări. Da? Deci, aferent acestor celule marcate cu verde, aferent acestor factori, rămân elemente de risc, rămân marje de risc. Risc, când vorbim de risc, vorbim despre probabilitate. Poate nu se întâmplă mâine, poate nu pe mâine, dar poate peste o lună, două, trei, cinci, Enel nu crește tariful la kilowatt-oră pentru curentul electric. Sau cu timpul la apă. Sau la nivel național se sporește cota contribuțiilor asigurătorii pentru muncă. E, fiind vorba de atât de mulți factori de risc, sigur că ați numai luând de jos cel puțin câteva zeci, și cu siguranță că sunt alții mai puțin importanți pe care nici nu i-am surprins, așa încât putem ajunge la 100, 200 sau mai multe sute la nivel de întreprindere, și dacă descompunem, mergem și descompunem mai mult și mai mult, putem ajunge la o listă aproape infinită. Existând atât de mulți factori pe care nu-i putem controla, trebuie să înțelegem că nu e vorba că poate se va modifica ceva. Sigur se va modifica ceva. Vorbim de zeci, sute de factori relevanți și poate mii de factori mai puțin importanți, dar oricum cu importanță mică, cu impact mic, dar totuși cu impact. E absurd să ne imaginăm că, ne controlând acești factori, ei se vor realiza exact la valoarea pe care noi am planificat. Oricât de bine am fundamentat planificarea. Modificări vor fi tot timpul, adică în permanență astfel de riscuri se vor materializa. În permanență vor fi variați de ceea ce am planificat noi. De când facem planificarea, știm că nu se va întâmpla exact cum am planificat. Dar sperăm să reușim să creăm un plan cât mai bine fundamentat, cât mai solid, în primul rând pe care să-l înțelegem noi foarte bine, să înțelegem ce condiționează veniturile, ce condiționează cheltuielile, și automat să avem un instrument de management, de ghidare a întreprinderii, nu? Știm cum trebuie să ajungem la acele venituri, la acele cheltuieli pentru a ajunge la acest profit planificat. Și mai departe, folosim exact așa, ca instrument de management această planificare. Nu vom cădea exact pe suma pe care am planificat-o, e absurd să ne imaginăm asta, dar sperăm să fim cât mai aproape sau pe parcurs poate chiar să reușim să stimulăm și să depășim targetul în materie de profit. Deci, în acest cadru, vă rog frumos să gândiți planificarea. Cu acestea, eu opresc acest fișier și revin la fișierul nostru, unde practic avem o sinteză. Avem un plan în materie de profit și încercăm să analizăm motivele pentru care nu l-am realizat. Mai devreme, în fișier ați observat colorate cu verde acele potențiale motive. Da? Care pentru noi vor fi cauzele de la punctul 7. Dar făcând analiza post factum și neavând acel fișier cu planificarea, încercăm să descompunem, neavând acea descompunere. Încercăm să descompunem cumva standardizat. Și la curs ați primit mai multe modele de descompunere. Acesta fiind unul dintre ele, în care exprim rezultatul din exploatare aferent cifrei de afaceri în funcție de cantitatea vândută, structura acestei cantități, prețurile de vânzare și acele costuri unitare. Ok? Dar la rândul lor, aceste elemente sunt influențate de factori, de celulele colorate în verde pe care le-ați văzut într-un fișier ca al meu mai devreme. Și vom încerca să identificăm, să ajungem la acele cauze mergând pe linia factorilor. Avem patru factori, acum mai departe ce stă în spatele fiecărui factor. Deci un astfel de model ne ajută să descompunem, să structurăm, să înțelegem. Bun. Dacă aveam un singur sortiment, spuneam, să zicem, doar mese, planificam să vând 1000 de mese pe parcursul anului 2019. La 100 lei masă, atunci nu pot fi mese, zice că ar fi scaune mai simple. 1000 de scaune, ori 100 lei pe scaun, în condițiile în care costul pe scaun ar fi de 60 de lei. Deci aș rămâne cu o marjă de profit pe scaun de 40 de lei. 100 de lei prețul minus 60 de lei costul pe bucată. Și atunci vânzând 1000 de bucăți, ori marjă de 40 de lei, aș obține 40.000 de lei profit din vânzarea de scaune. Până aici sunteți cu mine? Da. Spuneam mai devreme, înainte să trec la celălalt fișier, că
abordarea poate fi destul de superficială, marja pe scaun sau marja pe ciocolată. Și asta am vrut să vedeți în planificare de mai devreme. Că nu-i ca și cum, bine, cumpăr eu lemn, mă costă 60 de lei să fac scaunul, îl vând cu 100 lei și obțin 40 de lei marjă. Nu. Gândiți-vă la lista cu cheltuieli pe care am parcurs-o mai devreme. Câte dintre aceste cheltuieli erau fixe și câte erau variabile? Ce înseamnă cheltuieli fixe, ce înseamnă cheltuieli variabile? Cele variabile diferă de la lună la lună, iar cele fixe sunt constante. Nu constante, dar au aceeași sumă lună de lună. Cele variabile diferă în funcție de cantitatea vândută. Corect. Corect. E ceva ce nu să știți. Sigur, la contabilitate și la control de gestiune și la, în particular, la contabilitate de, cum se zice, managerială, da? La calculații de cost, ați vorbit despre clasificarea cheltuielilor. Și putem vorbi de multe criterii, dar un criteriu foarte important este acesta care le împarte în cheltuieli fixe și cheltuieli variabile. Vorbesc doar de cheltuieli de exploatare. Cheltuielile de exploatare, acum, ele sunt cele care pot fi clasificate în fixe sau variabile. Care este criteriul? Nu faptul că se modifică sau nu, ci dependența lor de volumul de activitate. Prin definiție, cheltuielile variabile sunt acele cheltuieli care au volumul de activitate ca factor determinant. Fie că le exprimăm sub formă de volumul producție, deci cantitate produsă sau vândută, fie cifra de afaceri ca expresia valorii vânzărilor, fie că vorbim despre o întreprindere care produce bunuri fizice sau care prestează servicii sau care execută lucrări sau care face comerț, vinde mărfuri. Cheltuielile variabile sunt cheltuielile care variază odată cu variația volumului de activitate. Cum s-ar putea întâmpla asta? Numai dacă într-un tabel similar cu cele pe care le-ați văzut mai devreme, construit pentru a planifica sau pentru a calcula post factum aceste cheltuieli, printre acei factori determinanți se află și volumul de activitate. Fie că le exprimăm prin cantitatea produsă sau vândută, fie prin valoarea cifrei de afaceri sau într-un alt mod similar, produs, exercițiului, poate. Da? E, dacă vă gândiți, atunci cheltuielile fixe sunt cheltuielile care nu au volumul de activitate ca factor determinant, deci care nu depind de volumul de activitate. Cheltuielile fixe nu sunt cheltuielile care neapărat rămân la aceeași valoare de la lună la lună. Cheltuielile variabile nu se numesc variabile pentru că variază. Exemplu. Firma de mai devreme, aveam cât suprafață de 100 metri pătrați și plăteam 90 de lei pe metru pătrat pe lună. Deci 100 ori 90 de lei, 9.000 de lei pe lună chirie, cred că. Cred că așa era planificarea. Care erau factorii determinanți pentru cheltuiala anuală cu chiria? 12, hai să zicem lunar, poftiți. Suprafața, 100 metri pătrați, înmulțit cu tariful pentru pătrat, 90 de lei, egal 9.000 de lei cheltuieli cu chiria pe lună. Luna următoare, cât timp se păstrează aceeași suprafață, același tarif, cheltuielile vor fi tot de 9.000 de lei. Dar poate a treia lună, locatorul, proprietarul spațiului, îmi impune mărirea tarifului la 100 lei pe metru pătrat și îmi vor crește cheltuielile la 10.000 de lei pe lună cu chiria. Face acest lucru cheltuielile cu chiria să fie variabile doar pentru că au variat? Nu. Sunt cheltuieli fixe. Ele au variat, dar nu au variat datorită variației volumului de activitate, ci în acest caz datorită variației tarifului unitar. Orice cheltuială are anumiți factori determinanți, nu apare din vid. Ați văzut mai devreme diversele cheltuieli ce factori determinanți au. Unele însă au printre acești factori volumul de activitate. Și în exemplul de mai devreme ați avut în acest sens cheltuielile cu materiale consumabile. Era o estimare privind cheltuiala cu materiale consumabile pe serviciu, pe oră, pe consultație, cum ar veni. E,
crescând numărul de consultații, crește cheltuiala proporțional, totală, pe lună sau pe an. Deci, cheltuielile fixe pot varia și ele, dar evident, nu datorită variației directe a volumului de activitate. Cheltuielile variabile variază atunci când variază volumul de activitate. De ce? Pentru că pur și simplu cheltuielile variabile au printre factori determinați volumul de activitate, cheltuielile fixe nu. Cele mai multe cheltuieli din planul pe care l-am dat erau fixe. Și foarte multe firme au structuri de acest tip ale cheltuielilor. Adică foarte multe firme au cheltuieli importante cu personalul, adică salariile brute și contribuția asigurătorie pentru muncă, amortizarea, chiria. Acestea sunt de obicei cheltuielile fixe clasice. Cheltuielile cu salariile sunt foarte frecvente pe primul loc. Cheltuielile cu amortizarea ar putea fi pe locul 2, evident, acum depinde cât de tehnologizată este firma. Că dacă nu are niciun spațiu, niciun utilaj, nu are ce amortiza. Dar foarte frecvent cheltuielile cu amortizarea sunt pe locul 2 între cheltuielile fixe, ca valoare. Și pe locul 3, cheltuieli cu chiria pentru firmele care au un spațiu închiriat și foarte multe firme sunt în situația aceasta. Între cheltuielile variabile, de obicei avem pe primul loc cheltuielile cu materiile prime și cheltuielile cu materialele consumabile pentru firme care fac producția. Bun, deci din nou, în aceste condiții, această marjă, această cheltuială unitară nu e nici de cum constantă. Dacă toate cheltuielile ar fi variabile, atunci poate cheltuiala pe produs ar fi un picuț mai constant. Gândiți-vă la cheltuielile cu materiile prime. Să spunem că într-adevăr produc mese. Și eu vă spun acum aceste lucruri ca să nu mai intervin la final. La final, voi baza pe ce vă spun eu acum, identificați cauzele și soluțiile. Produc într-adevăr mese și pentru o masă consum, ce știu eu, 0,1 metri cub de cherestea. Am cumpărat cheresteaua cu 3.000 de lei, deci înseamnă 300 lei cheltuiala cu materia primă pe o masă. Am produs 1.000 de mese într-un an de zile, deci am 300.000 cheltuieli cu materia primă. Care sunt factorii determinanți ai cheltuielii anuale cu materia primă? Volumul producției, 1.000 de mese, da? Al doilea care este? Consumul specific, adică cât lemn am consumat pe masă, 0,1 metri cubi. Și al treilea factor, prețul de aprovizionare. La cât cumpăr metru cub de cherestea? 1.000 de mese înmulțit cu 0,1 metri cub egal 100 metri cub, înmulțit cu 3.000 de lei pe metru cub, egal 300.000 de lei cheltuieli cu cherestea pe an. Volum producției, consum specific, preț de aprovizionare. Volum producției, observați că este unul dintre factorii determinanți. De aceea, atunci când se modifică volumul producției, se modifică și valoarea totală a cheltuielii cu materia primă. De asta este o cheltuială variabilă, nu pentru că variază pur și simplu, ci pentru că variază aproximativ proporțional cu volumul producției. E, dacă toate cheltuielile ar fi de acest tip, producem mai mult, avem cheltuieli totale mai mari. Dar cheltuiala pe bucate rămâne aceeași, pentru că cheltuiala pe masă nu depinde, din ce am spus eu simplificat, de volumul producției. Pe o masă consum 0,1 metri cub de cherestea ori 3.000 de lei metru cub egal 300 lei cheltuiala cu materia primă pe masă. Indiferent că produc 2, 3 sau 5 sau 10 mese, cheltuiala pe masă e aceeași. Simplificat. Nu e aceeași de fapt, pentru că probabil când produc mai multe mese obțin niște reduceri când cumpăr materia primă. Sau la volum mare de activitate poate reușesc să reduc pe baza experienței, reușesc să reduc un picuț pierderile, să reduc acel consum specific de la 0,1 la 0,099. Sau din potrivă, când sunt foarte încărcat, cresc consumurile specifice. Deci pot fi mici variații. Dar, grosomodo, hai să spunem că pentru cheltuielile variabile, cheltuiala unitară poate rămâne constantă atunci când variază volumul producției. Toată lumea sper că înțelege. Cheltuiala variabilă e variabilă pe total, da? Crește producția, crește cheltuiala pentru totalul producției,
adică la nivel de firmă, dar cheltuiala pe bucată rămâne relativ constantă. Cheltuiala fixă însă, nefiind dependentă de volumul producției, când crește producția, ea rămâne pe loc. Deci automat înseamnă că în cazul cheltuielor fixe, valoarea unitară scade, că e o medie, nu? Ai cheltuieli cu chiria de 9.000 de lei pe lună, produci 10 mese, ai 900 lei pe masă. Produci 100 mese, ai 90 de lei pe masă, cheltuiala medie. Tocmai pentru că această cheltuială nu crește atunci când crește volumul producției. Ea este legată nu de volumul efectiv al producției, ci de capacitatea de producție sau de prestare. Suprafața, închiriez o hală de 1000 de metri pătrați, asta mă asigură o anumită capacitate, că o folosesc sau nu e altceva. Folosirea capacității generează automat, antrenează cheltuieli variabile, nu cu, gen cu materia primă. Dar simpla existența capacității, o condiție necesară pentru derularea activității, generează cheltuieli fixe. Nu? Cu amortizarea, cu chiria, cu personalul pe care l-am angajat și dacă nu-i dau de lucru sau îi dau mai puțin de lucru. Deci, datorită existenței cheltuielor fixe, cheltuiala unitară nu e aceeași. Când crezi volumul de activitate, cheltuielile fixe rămânând pe loc, cheltuielile fixe medii pe bucată scad. Este acel efect al economiilor de scară pe care trebuie să-l știți ca economiști. Când scade volumul de activitate, pentru că rămân pe loc cheltuielile fixe pe total, cheltuiala fixă unitară crește. Dacă acceptăm că cheltuielile variabile rămân constante de produs, dar cheltuielile fixe cresc când scade volumul producției, scad când crește volumul producției, atunci cheltuiala unitară, să zic completă, medie unitară, formată din partea fixă și partea variabilă, va scădea atunci când volumul de producție și vânzări crește. Și invers, înțelegeți? Deci, automat, marja de profit unitară nu este constantă. Ea este marcată inclusiv de Q. Da? Că ne-am putea imagina că profitul depinde de cantitate, de preț, de această cheltuială medie unitară la care am spus totuși a avut o formă de cost. Sau ca diferența între preț și cost. Da? Numai că diferența aceasta nu e constantă. Și deși e marcată de diversi factori, unul dintre factori este Q. Variația lui Q are impact asupra diferenței între preț și cost, pentru că atunci când Q crește, costul unitar scade datorită componentei fixe din cadrul lui. Înțelegeți lucrurile astea? Vă rog să interveniți cu întrebări. Că am consumat din timp și de aici vreau să dau drumul să lucrați singuri. Am înțeles, cred. Ok, acum testăm. Aveți datele, vă rog frumos, luați-vă foicica, așa ca și de la trecută. Aveți aplicație, deci nu e ca și cum aveți rezolvarea toată, da? Ea vei generat automat toate ce am introdus datele. Vă rog frumos, începeți singur să rezolvați toate aceste puncte. Și când ajungeți la 7 și la 8, cauze și măsuri, vă rog frumos, țineți cont de ce v-am spus. Da? Ce stă în spatele acestor valori. Trec foarte repede prin partea de calcule. La punctul numărul 1 calculăm profitul planificat realizat. Sumă din Q0 pe lângă P0 minus C0, adică ce? Adică 1000 ori 100 minus 60, adică 1000 ori 40, plus 900 ori, iarăși 40 avem marja, plus 800 ori 50. Suma, nu? Pe cele trei sortimente îmi dă profitul planificat. La fel cel realizat. N-ar trebui să pună probleme. Cerința a doua, să stabilim abaterea. Delta P. Da? Profit realizat pe 1 minus profit planificat pe 0. Calculăm diferența. Domn profesor, mă scuzați, când am încercat să salvez acest model, îmi spune să introduc codul de salvare. Da, pentru că am creat aplicația să nu puteți salva din pagină, orice pagină, ca să salvați, reveniți, mergeți pe butonul de meniu, mergeți în pagina principală, aici, și dați salvare și de aici vă lasă să salvați. Unde mai arătați o dată, vă rog? Da, revin unde eram la profit, da? Dau pe meniu, da? Și din meniu dau salvare. Fac și eu același lucru, da? Ok, o să fac și asta. Și de aici o să vă lase.
Din orice altă parte vă cere cu, adică mă lasă doar pe mine. Ok, dar care e scopul până la urmă, dacă tot putem să salvăm în alt mod? N-am vrut să salvați pe bucăți în diverse pagini, ca după aia, eu știu, să fie persoane care, eu știu, încearcă să rupă fișierul în bucăți, nu că m-ar deranja cu nimic, că oricum îl las pe net să văd cu oricine, dar l-am blocat la un nivel minim pentru a evita ca cineva să intre în formulă, să lăsești după care iasă altceva și să nu știe de ce au ieșit calcule greșite. Deci l-am protejat la un nivel nu foarte sofisticat, la un nivel minim, ca să mă asigur că nu intră cineva, strică formulele după care iasă altceva decât trebuia. Ăsta e singurul scop calcul, deși oricum l-am pus la spisa tuturor. Și Înțeleg, nu știu eu în foarte bine. acest proces de, să zicem, minimă securitate, am preferat să las să se poată salva numai din pagina principală. Ăsta este Ok, scopul, nu înțeleg. altul. Bun. Cerința a treia descompune profitul în funcție de diverse mărimi cu relevanță economică. Și cu datele pe care vi le-am dat, puteți descompune în funcție de Q mare, nu Q mic. Q mic este QA, QA mic e 1000 planificat, Q mic B e 900, Q mic C 0 planificat e 800. Nu în funcție de Q mic descompune, ci în funcție de Q mare, care e suma celor trei. Deci descompunem profitul în funcție de patru factori. Total cantitate, structura cantității pe sortimente, costurile unitare, dar complete în forma pe care v-am indicat-o, și prețurile de vânzare. Avem, prin urmare, de a face cu un model cu patru factori. Și calculăm mai departe valorile factorilor, că nu veți avea valorile pentru Q mare și pentru elementele de structură. Nu uitați, structura nu este un număr, ci este un sistem de greutăți specifice. În cazul nostru, trei greutăți specifice pentru că avem trei sortimente. Costurile și prețurile le aveți date. Planificat, realizat. Și aici aveți recalculat profitul în funcție de valorile acestor patru factori, adică după formula sumă din, și aici puteți opta care variantă o vreți. Eu prefer varianta aceasta. Sumă din Q mare 1, GS1, îmi cer scuze, planificat, sumă din Q mare 0, GS0 pe 0 minus C0, da? Realizat, sumă din Q mare 1, GS1 pe 1 minus C1. Am aplicat efectiv aceste formule pentru a arăta cum valorile planificate și realizate se materializează în funcție de acești patru factori. Și mai departe, la punctul 4, încercăm să, așa ca și la cifra de afaceri și la valoarea adăugată, încercăm să izolăm impactul modificării fiecărui factor de la planificat, adică 0, la realizat, adică 1. Impactul asupra profitului. Secvență cu secvență înlocuim prima dată cantitatea, după aceea structura în secvența a doua, după aceea, atenție, costurile, nu prețul care ar urma în relație. Costurile e convenția în acest domeniu, vă spuneam că această simulare are o componentă importantă, convențională, artificială, ordinea în care înlocuim factorii. Și în ultima secvență înlocuim prețurile. Bun. Dați-vă bătaie, vă rog frumos, luați-vă foaia și apucați-vă de lucru. Calculați și mai departe încercați să vă puneți pe hârtie sintetic și explicațiile. Pot să vă întreb ceva la prima parte, vă rog. Bineînțeles. Acolo facem sumă din Q0, ori paranteză P0, adunăm toate valorile de la P0? Nu, câte o iterație. Pentru A, 1000 ori paranteză, adică 100 minus 60, 1040, plus acum suntem în suma a doua iterație, da? 900 ori 40, 800 ori Pentru fiecare 50. în parte. Sigur, asta Și înseamnă la sumă, sfârșit sigur. le adunăm sau Da, sigur, la pentru sfârșit le P0 adunăm, total? da, e sumă pentru cele trei. A plus B Ok. plus C, dar și fiecare dintre ele are propriul profit, cum ar veni. Da, înțeleg. Mulțumesc. Sigur. O observație legată de test. Am vorbit cu voi, nu că îl dăm doar din structură și bunitate, așa cum din start am discutat,
și mă rog, propunerea mea a fost aceea de a funcționa ca un parțial, în sensul că asta eu zic că vă ajută, vreau să zic, nu are niciun avantaj pentru voi, ci numai avantaje. Planul inițial era acela de a da testul din structură și bonitate imediat ce le terminăm. Asta a fost pe la final de martie. Și vă dau notă pentru seminar din ele, dar asta nu însemna că nu vă mai dădeam la examen aplicația din structură și bonitate. Dar acum, având în vedere că am ajuns cu testul aproape de examen, mi se pare puțin fără sens dacă vă evaluez acum din cunoștințele pe structură și bonitate, să vă reevaluez peste câteva săptămâni din același subiect, aceleași subiecte. Și atunci vă dau structura și bunitatea la test, dar la examen nu vă mai dau întrebări, subliniez la partea aplicativă. Da? În partea aplicativă nu vă cuprind întrebări din structură și bunitate la examen. Ok? Deci aveți la examen, vom discuta oricum înainte de el, rămâneți cu echilibru, gestiune, cifra de afaceri, valoare adăugată, profit, rentabilitate, riscuri. Ce vom face până la final. Deci, prin test, primiți și nota așa cum am planificat de la început, dar scăpăm și de această parte aplicativă la examen, ceea ce sper să vă ajute. Domn profesor, dar noi nu avem postate pe Facebook grile pentru bonitate. Știu, vi le postez, uite, chiar acum, în timp ce voi lucrați. Ok, mulțumim. Domn profesor, aș avea și eu o rugăminte. Da. Mie e puțin cam greu să particip luni la test, deoarece trebuie să ajung neapărat până acasă. N-am mai fost de foarte mult timp și, mă rog, probleme personale, să spunem, Da. și aș prefera să dau marți, dacă se poate. Nicio problemă. Nu marți că nu avem more miercuri. Miercuri, mă scuzați, miercuri. Nici cea mai mică problemă. Din start v-am spus de când ne întâlneam față în față, fiecare vine cu ce grup e mai bine pe mine, nu mă deranjează, cum e bine pentru voi și la test inclusiv. Numai la examen, vă rog frumos, acolo va trebui clar să venim conform programării. În rest, în timpul semestrului, la mine, dacă vă ajută, veniți la ce grupă vreți. Mulțumesc frumos! Sigur. Domn profesor, puteți să mutați pagina un pic mai sus, la valori? Da, imediat. Mulțumesc. Aici, da? Da, mulțumesc. Sigur. Domn profesor, Da? dacă noi adunăm valorile celor trei la sfârșit pentru un total, nu ar fi trebuit ca în formulă să, după semnul de sumă, să existe o paranteză dreaptă care să se închidă la final? Pentru că altfel eu, așa când citesc, mă gândesc că am sumă din Q0. Doar, a, nu, nu, Știți? e, nu, nu era necesară suma, altă greșeală are relație, dar ne-am asumat de la început, v-am spus, ca să, cum ar fi trebuit să scriem, ar fi fost sumă pentru i de la 1 la 3 din QI0 ori PI0 minus CI0. Și atunci se A. înțelegea clar că toate sunt sub sumă. Dar Da, noi atunci da. am făcut-o conștienți, nu știu, din motive pe care nu vi le pot explica, din simplificare de zeci de ani în Da. analiză, s-a scris așa, ceea ce e greșit matematic. Deci nu Da, asta paranteza mă gândeam, lipsește, ci ceva i-ul. de că dacă am pune paranteza, atunci ar fi echivalentul. Deci e ok, înțeleg. Puteți o puneți, nu e necesară. I-ul era necesar ca să fie corect. Bun, ok.
Domn profesor, Da. la punctul 3, la factor de influență, aflăm Q mare și apoi. Calculați Q mare și elementele de structură, adică greutățile specifice, ponderea planificată și realizată. Q mare am calculat și structura cum o calculăm? Imediat. Deci, structura planificată este sistemul format din GSA0, GSB0, GSC0. Ponderea planificată a sortimentului A în total cantitate. Cum o calculăm? Pur și simplu 1000 de bucăți în total, cât sunt 2600. Înțelegeți? Da. Deci QA0 supra Q mare 0. QB0 supra Q mare 0. QC0 supra Q mare 0. Am înțeles. Mulțumesc. Sigur.
Puteți da puțin la punctul 5? La punctul 5 explicăm efectiv ce am calculat la punctul 4. Reducerea cantității totale cu 5 de bucăți, ce impact are? Modificarea structurii, ce impact are și cum se transmite acest impact. Ce e minus 12.750 rezultatul? Un pic mai sus. Unde? Minus 12.000. Puțin mai sus, puțin mai sus. Nu văd la care dintre ele. La fix sub punctul 5, explicația influenței factorilor. Aici? Da, acolo la minus 12.750. Nu prea am înțeles de unde venea. Aici? Da. O bună întrebare. Cred că nu îmi iau un calcul pe unul dintre ele în o clipă. Minus 18.000 ar trebui să fie, mie așa mi-arată. Da, minus 75.600 cât iasă aici sus. Cred că nu am luat eu un calcul aici, văd că am pus doar, am luat doar 3 lucruri. Probabil că n-am adunat acesta, minus 8.000, minus 4.850, e o greșeală. Abaterea inițială ar trebui să fie minus 17.600. Acum, sigur că voi ați făcut rotunjiri când ați calculat elementele de structură, și atunci o să vă iasă un pic cu diferit, nicio problemă. Eu un Excel, ca de obicei, am afișat rotunjit cu o zecimală, dar Excel-ul ține cont de toate cele băiurile. N-am făcut rotunjirea cu round, doar le-am afișat cu o singură decimală. Deci calculul în Excel automat e complet, e corect. Voi cu rotunjiri poate că ați obținut minus 18.000 în loc de minus 17.500. Aici însă am greșit, eu se pare că formula, am adunat doar 3 din 4. Cred că n-am adunat impactul modificării costurilor, după câte îmi dau seama.
Sigur, așa este. N-am adunat în formula aceeași minus 4850. Scuze. Și la tot aici, la 5, la modificarea structurii producției, la produsul C, nu prea am înțeles de ce produsul C are un profit unitar superior profitului mediu programat. Produsul C văd că are o marjă de profit planificat de 50. Ca diferență între... Mi-a dat că ar fi 45, sau n-am calculat eu ceva bine? Marja sau profitul mediu? Marja e clar 50, că este 40 minus 90, 50. Planificat și realizat este într-adevăr 45. Dar ne raportăm la profitul planificat când vorbim de modificarea structurii, nu? Modificăm prima dată cantitatea, apoi modificăm structura pe fundalul unei cantități modificate și a unor prețuri și costuri nemodificate. Deci când vorbim de impactul modificării structurii, vorbim încă de prețuri și costuri zero planificate. Iar la nivel planificat, marja de profit aferentă sortimentului C era de 50, 140 minus 90. Bun. Scuze-mă o clipă. V-am postat pe grupul de Facebook cele două fișiere Excel. Fiecare fișier conține întrebările pentru câte un criteriu. Acum, știu că urmând să încep seminarul după următoare, poate că ați avut mai multe întrebări vis-a-vis de test, de aceea v-am postat pe grup, vă propun să intrați, cei care vreți să puneți întrebări mai multe, de la 4.20, am seminar cu, nu mai știu, una dintre grupe, dar în sene trecute am văzut că cam toți ați venit cu celelalte grupe. Și atunci poate că am un pic mai mult timp de la 4.20 să discut testul. Bine? Bun, aștept să încărcați astăzi poza cu foaia cu ce ați lucrat.
și ne vedem de la 4:20 cei care doriți. Cei care nu ne vedem să ne la test. Dacă mai aveți întrebări, bineînțeles, vis-a-vis de test, îmi puneți pe grup, preferabil pe grup, ca să pot să răspund, să vadă răspunsurile cu toții. Domn profesor, ne mai puneți, vă rog, o dată link-ul sau unde să încărcăm foaia cu Îl cea. aveți, pe grup în anunțuri, deci nu o clipă încoate, vă proiectez de pe grup imaginea. Vedeți cu mine acum grupul, mă duc în announcements și primul anunț este cel cu linkurile, da? Pentru participare la seminar, pentru arhiva cu seminarele înregistrate și pentru Drive. Da? Deci aici mergeți în Drive. Ați văzut cu toții? Deci la Da. anunțuri în grup, primul anunț pinuit sus este cel cu linkurile. Așa cum la files, bineînțeles, aveți fișierele pe care vi le-am încărcat. Bun, bine. Ne vedem atunci mai târziu. Domn profesor, pot să vă mai întreb ceva? Sigur. Eu aș vrea, dacă ați putea să mă ajutați puțin la situația fluxurilor de trezorerie, este și subiectul meu de licență și am o firmă puțin mai dificilă și nu știu sigur dacă am făcut bine calculele. Sigur, te ajut cu plăcere. Crezi că putem face asta la 4:20? În ideea că să-mi pregătesc seminarul următor și la 4:20, dacă intri mai bine cu testul, rămânem și discutăm și fluxurile. Sigur, sigur, ar fi perfect. Vă mulțumesc mult. Sigur, sigur, cu plăcere.